Mini-vacanța se termină cu inevitabilă așteptare în trafic și, ca de obicei, Valea Prahovei s-a blocat de miile de mașini cu șoferii care se întorc spre capitală. Se circulă cu dificultate între stațiunile Predeal și Bușteni, dar și în zona Comarnic. Și pentru a afla mai multe, intrăm acum în legătură telefonică directă cu Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic. Bună ziua, ce informații aveți? Bună ziua! Într-adevăr, la această oră se înregistrează valori ridicate de trafic pe Valea Prahovei, circulându-se în coloană pe raza stațiunilor Timișu de Sus, Predeal, Azuga, Bușteni și Sinaia, pe sensul către capitală al drumului național 1. De asemenea, trafic intens este și pe raza localităților Comarnic și Posada, tot pe sensul de coborâre. În plus, aglomerație avem și pe drumul național 73, între Pârâul Rece și intersecția cu drumul național 1 din stațiunea Predeal, astfel că pentru drumul național 1 București, Ploiești, Brașov pot fi folosite de șoferi ca rute alternative următoarele artere rutiere, și aici mă refer la drumul național 1A, Brașov, Cheia, Ploiești, autostrada 3 București, drumul național 73, Râșnov, Câmpul Lung, Pitești, autostrada A1 București și drumul național 71, Sinaia, Târgoviște, București. Reamintim faptul că polițiștii la această oră acționează în dispozitiv de siguranță rutieră pentru frizarea circulației pe raza tuturor stațiunilor montane de pe Valea Prahovei și le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța regulamentară între autovehicule și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului pentru frizarea circulației. Mulțumim pentru informații!